14 aprilie 2013. A început să înflorească corcodușul. Sunt agitate, dar așa e normal primăvara. O zi frumoasă, sunt 20 de grade. Frânitorul înainte de diafragmă, dar acum se poate monta fără probleme după. I-am dat sirop aseară, văd că l-a luat tot. Polen există în natură, dar cu nectarul e un pic mai greu, avea după 18 grade, secretă plantele. A iernat pe 6 rame. Modelul acesta e pe 11. Ce mă interesează este dacă are plin cu polen. O să introduc rama aceasta că e închisă la culoare pentru a depune puiet în ea, iar cea cu polen o pun mai în spate. Alea sunt un pic mai agitate, dar nu le-am dat deloc. Da. Are puiet căpăcit. Are și în stadiul larvar. Are și pe partea aceasta. Se prezintă bine la ce primăvară dificil a fost în acesta. Introduc rama un pic mai în centru ca să depună direct prietenia. Să nu le zdrobim. Scoatem a doua rama. Tot puiet.
aceste două. Aici le punem. Chiar foarte mult. Chiar pe ultima rămâi miere, deci are pe două rame de puiet. Acesta a avut toată hrana după hrănitor și nu a luat-o. Deci am rămas dintr-o lungulință cu toată. E pe 7 rame. Un pic de sirop de lămat seara. Oare și un pic de sirop atât. Pe partea aceasta absolut nimic. Aici polen în partea de jumate și un pic de puiet tânăr în partea de sus. Iar aici absolut nimic. Se întorc polenul în partea cealaltă, pentru că e închisă rama la culoare. Și poate să depună. Deci asta este prima, dar are foarte puțin. Căpăcit, are și tânăr. Are și pe partea aceasta.
cultură de anul trecut. Aici are polen, plin de polen, dar nu mare cuiet. Cam asta a fost cu cuiet. Deci pe o rană jumătate, nici două rană. De polen și sirop. Ce? Foarte puțin capacit. La fel aici, puiet pe partea din față. Are puiet și dincolo. E suficient. Asta este în caz că le apucă cheful de construit. Deși miramaș. Porcodușul. Am folit parțial săptămâna asta. Va fi tot. Mai mult de jumătate din siropul de ieri. E diaria de asta.
umplut-o cu polen. Asta este curată, e foarte bună, o să o pun așa, se poate depune în ea. Întorc la 180 de grade. Eroi făcut anul trecut, în iunie. Aici e polen și puiet căpăcit în partea de sus, o în partea de jos, la fel puiet. Are polen și foarte, foarte puțin puiet căpăcit, dar are larvale. Aici nu mai e nimic, doar un pic de miere. Mizerie jos, așa că o strească să-l curăț. Să ocupe de curățenie. Stai că muta tot cuibul. Două, patru, cinci ani.
Și au făcut făgura sub, sub rama de sirop. Dacă s-a apucat să construiască aici, o să-i pun o ramă artificială. Nu știu dacă se vede. Aici este. Intrat în saună în mască, trebuie să-l ajut să o deschid să nu mai de ochi. Am găsit două rame, una care e aproape construită de anul trecut, dar foarte puțin. O să o bag exact în trei puiet. Cea de anul trecut, dar nu am făcut mare lucru. Ia să vedem dacă are chef să construiască.
și sirop. Polen din greu. Partea asta și polena în spate, la fel cu recipient, mai ales că presupun că una sau două mai avut. Să-i pun o ramă artificială pentru a construi. Începută de anul trecut, dar celula e foarte mică. Exact după rama cu buiet și înainte de rama cu polen.